Salutare, Pera sunt și acest video este despre relații de cuplu și Oxana, soția mea, a avut o idee foarte bună de aceste sărbători și a zis, nu facem și noi testul Gottman cap-coadă, pentru că, deși l-am administrat foarte multor oameni, este un test foarte complex cu 420 de întrebări la care amândoi parteneri trebuie să răspundă și primește o evaluare foarte, foarte calitativă, cu instrucțiuni, cu ce ar trebui intervenit, cu ce intervenții se fac, ce exerciții se pot face în cuplu pentru zonele problematice. Deci sunt puncte forte ale relației și sunt punctele problematice, punctele slabe la care trebuie lucrat. Alea cu verde sunt bune, sunt puncte forte ale relației și alea cu roșu sunt puncte slabe, mai ales dacă amândoi au cu roșu. Și Gottman evaluează 63 de caracteristici diferite pe care ele au descoperit că sunt foarte importante într-o relație de cuplu. Și am descoperit, de exemplu, probleme și la noi în relație, evident, și chiar am fost surprins de unele. De exemplu, începem, amândoi ne așteptăm și eu și Oxana ne așteptăm să fim criticați de către celălalt în momentul în care, nu știu, greșim ceva sau luăm o decizie greșită, deși nici eu, nici Oxana nu considerăm că îl criticăm pe celălalt. Dar culmea, testul a dezvăluit că felul în care vorbim, tonul pe care o spunem, poate suna fel de, eu consider că este încurajare ce fac sau trag de celălalt, îl ajut să fie mai bun, dar culmea, partenera percepe asta ca și o critică, dar e foarte bine că am descoperit și putem lucra la asta. Și am descoperit mai multe zone, exemplu, că prietenia noastră poate fi afectată dacă nu schimbăm chestia asta, felul în care ne adresăm unul celuilalt și felul în care ne dăm feedback, să spunem, unul celuilalt. Da, și sunt multe, sunt 63 de caracteristici. Multe sunt cu verde, cam două treimi, o treime erau cu roșu, deci putem lucra la ele și sunt foarte fericit că pot îmbunătăți tehnicile de comunicare în relația mea. Acum ce vreau să-ți spun. Există un webinar pe care îl voi face chiar într-o săptămână de acum cu Emanuela Munteanu despre cum anume să mențineți via atracția, pasiunea, erotismul în relația voastră de cuplu, în căsnicia voastră. Și pentru asta aș vrea să-ți dau un test, ți-l dau gratuit, în care poți să evaluezi calitatea vieții sexuale și frecvența vieții sexuale, dacă sunteți mulțumiți, dacă sunteți bine în cuplul vostru legat de aceste două trăsături, pentru că asta urmărește Gottman. Satisfacția legată de calitate și satisfacția legată de frecvența vieții sexuale. În mod ideal fac ambii parteneri acest test și vă puteți da seama cum stați. L-am tradus în română, nu este foarte lung, este doar o bucățică din tot Gottman, da? Sunt câteva, nu știu, 20-30 de întrebări. Cu mare drag ți le trimit, dar condiția este următoarea. Îmi scrii la peraarond@personalitatealfa.com, îmi spui cu ce vă confruntați în relația voastră actuală, mă interesează foarte mult să știu care sunt problemele pe care le percepi tu, pe care le-ai dorit îmbunătățite sau rezolvate și eu cu mare drag îți trimit un reply și îți atașez acest test Gottman legat strict de sexualitate și îți dau și un link spre webinarul gratuit pe care îl vom avea săptămâna viitoare. Sună bine? Deci dacă vrei să lucrăm și îți dai puțin interesul, cu mare drag sunt aici pentru tine să facem niște pași în direcția cea bună. Mulțumesc foarte mult! Ciao, ciao!